Bogdan. Al treilea corner al Iașiului. Iarăși nu schimbă sistemul ăsta defensiv. Nu e nimeni la bară. Nu e nimeni la bară. Și din nou Aldovan, dar e 2-2. Două cornere, două goluri. Marchioni marchează. Ce putea să facă? Al doilea gol în trei etape pentru Julian Marchioni, argentinianul lui Grozavo. A marcat și în succesul în deplasare cu 2-1 de la Voluntari. Acest sistem defensiv al lui Bergodi l-a trădat pe italian. Eu cred că ei nu știu care pe cine să țină. Nu știu care pe cine să țină. Intervenția lui Moldovan este foarte bună. A făcut ce a putut, adică nu poate fi imputat acest gol. Julian Marchioni reușește să înscrie pentru 2-2 în minutul 40. Avem un gol la 10 minute până acum. Iar Grozavu pare că s-a mai liniștit un pic. Rapidul, să spunem, l-a mai pierdut de 7 meciuri. O serie bună. Are seria asta bună, inclusiv în cupă victorie la Botoșan. Sigur că și egal la Hermannstadt, egal în deplasare la Galați. Nu sunt numai succese, dar e ceva. Iașul dă două goluri din două cornere.